Cred că până la urmă mi-e mai comod așa. Pentru frumosul cuvânt, sigur că ne amintim și de cuvântul lui Vasile Pârvan, care vorbea despre poporul român ca despre acest popor lung de zile. Poporul lung de zile, cât de frumos sună în, la Vasile Pârvan. Trecem la secțiunea următoare, care de fapt o să fie și prima. Suntem aici în această seară pentru a sărbători 10 ani de Fundația Creștină, Părintele Arsenie Boca. Urăm bun venit și celor care au venit mai târziu. Da, o să avem un... Deci vorbim de 10 ani de Fundația Creștină, Părintele Arsenie Boca. Anul trecut a fost declarat Anul Eroilor. Și ne bucurăm că a fost așa, pentru că eroi avem. Dacă anul ăsta este declarat Anul Omageal al Satului, credem că la istoria pe care o are neamul nostru românesc, în fiecare an ar trebui să fie declarat Anul Eroilor. Pentru că aceștia, eroii noștri, rămân veșnic în memoria neamului nostru și chiar dacă unii vor să-i facă uitați sau ne scot în față lucruri care n-au a face cu etosul românesc, eroii aceștia rămân în permanență în sufletul nostru și sunt o pildă pentru noi toți cei care urmăm. De aceea, în acest sens, am pregătit niște materiale cu acești eroi, dar până să ajungem acolo, aș zice să începem cu un material pentru a vedea ce se întâmpla în urmă cu 10 ani, pe data de 27 mai 2009.